Tiful ăsta, care e probabil al șaselea la care vin, este dintre cele mai fabuloase. Am lipsit în ultimii 3 ani și mi se pare așa că a crescut și s-a internaționalizat și a acaparat, a confiscat practic tot acest oraș, iar selecția filmelor și cinematografele în care poți să le vezi, mi se pare că a crescut așa în calitate și în experiență cinematică, tu ca spectator, nu știu, de 200%. Când am plecat de acasă, mi-am făcut o listă mult mai generoasă decât, mă rog, am supraestimat un pic timpul pe care o să-l petrec aici văzând filme, pentru că te întâlnești cu toți oameni frumoși sau te regăsești cu alții dragi și iată că numai evenimentul ăsta se pare că ți-i aduce așa pe toți grămadă. Mi-am propus să văd Mo și n-am reușit, l-am ratat astăzi, pentru că am fost la Sinonim, la câștigătorul ursului de la Berlin. Am văzut, bineînțeles, Parking al lui Tudor, pentru că mi-a fost regizor și a fost primul film pe care l-am văzut când am aterizat la Cluj și mi s-a părut că am avut o deschidere fabuloasă a acestui festival cu Parking. E un film care mi-e foarte, foarte drag și care m-a făcut efectiv, după ce am ieșit din sală, să mă îndrăgostesc în seara aia. Mi-a deschis așa apetitul pentru intimitate și pentru... Pentru povești superbe. Am văzut Monștri, mi-am propus să văd și filmul lui și Aliste, dar n-am reușit astăzi, din nou, din cauza de scheduling. Iar mâine cred că merg să văd filmul lui Radu Jude, pentru că mi-am dorit foarte mult și nu mai am răbdare până iese în cinema. Din toate filmele pe care le-am văzut la TV, din toate edițiile, cred că mi-ar plăcea să revăd cu prietenii pe canapea acasă Animal Kingdom, dar cel făcut originalul, australianul. Ăla e un film memorabil. Băi, mi s-ar părea foarte tare să am TIFF la mine acasă, să am filme de festival pe canapea, să fac așa un gathering cu prietenii, să mâncăm nachos și să bem un vin bun și să ne uităm la filme pe care poți să le comentezi după aia într-un cadru strâns. Pe de altă parte, mi se pare că e esențial, de fapt, un film de festival să fie văzut cu o gașcă și nu de unul singur, pentru că te lasă tot timpul cu întrebări sau cu o nevoie de conversație după generic și de asta mi se pare important să fii cu o gașcă. E superb și când se întâmplă aici la TIFF și ieși dintr-o sală de cinema unde ai trăit o poveste cu 400 de oameni lângă tine, în același timp n-apuci să vorbești despre ea pentru că toată lumea e cu programul în mână și aleargă la următorul film. Deci mi s-ar părea foarte tare și binevenit un TIFF la mine acasă. Vă pup!